Mijlocul anilor 80 nu s-a mai întâmplat nimic în cadrul etniei germane, fiindcă a venit o directivă de la București prin care se spunea foarte clar toți cei care aveau actele depuse pentru emigrare în Germania nu mai aveau voie să activeze în grupuri culturale. Să fie persoane vizibile, Da. da. Și sigur că la un moment dat s-a dizolvat totul, fiindcă o mare majoritate din cei activi în domeniul cultural german au avut deja depuse actele Da. de plecare definitivă din România. Și în vara anului 1987 am încercat să repun în viață o activitate, mă refer aici la Universitatea Popular-Științifică din Reșița, secția în limba germană. Și cu mai mari sau cu mai mici probleme am reușit ca în toamna anului, mai bine spus în 19 noiembrie 1987, să punem în circuitul cultural reșițean această activitate, care a fost de fapt începutul efectiv a ceea ce astăzi derulez prin Biblioteca Germană Alexander Titz. Este un moment cheie în viața mea, acest 19 noiembrie 1987. Țineți minte, da. Iar, desigur că activitatea a început mult mai intensiv după 1990 și astăzi cunoaștem cu toții ceea ce se întâmplă la Biblioteca Germană și nu numai, în organizarea membrilor noștri, a oamenilor de bine din Reșița și din Banatul Muntean. Ați avut mentori în copilărie, în adolescență? Ați avut mentori? Deci, în acest ansamblu de operetă au fost foarte mulți care s-au dedicat cu trup și suflet activității culturale germane în Reșița. Și i-am avut în fața mea și pot să spun că fiecare dintre acești oameni care au muncit efectiv 8 ore în uzinele reșițene, fiindcă pe vremea aceea și pe vremea în care m-am născut eu, de fapt, Da. uzina împletea în În jurul jurul uzinelor. uzinelor, Nu, da. nu, Reșița, oamenii Reșiței nu existau fără aceste uzine în acea perioadă. Și vreau să vă spun că oamenii aceștia care erau activi, voluntari, ca să spunem așa, Da. lucrau 8 ore, mergeau acasă, mâncau și după aceea veneau la Casa de Cultură și activeau și Iubeau stăteau ce treaba făceau. 3-4 ore, repetiții și repetiții și iar repetiții și la sfârșit se puneau toți în cerc, mai povestea fiecare din lucrurile vieții, mai pălăvrăgeau Da. împreună și se simțeau ca o adevărată familie mare. Și în această familie mare am fost primit și eu, ca după câțiva ani să formez eu la rândul meu o Familie. familie mare. Mai sunt astăzi întâlniri axate pe sentimentul de familie. Din păcate nu. Din păcate nu, și vă spun și de ce, fiindcă fiecare este angrenat, sau majoritatea din cei care sunt de lângă noi, îi vedem când sunt angrenați în propria viață. Nu mai au Da, timp de și cel din dreapta atunci și cel din... oamenii aveau vieți și... Aveau probleme și atunci aveau probleme, Exact, adică... dar erau mai umani. Da. Erau mai umani. Le păsa de durerea, de bucuria Da. celui de lângă tine, de vecinul de lângă tine, de omul de pe stradă cu care te întâlneai, care nu era vecin cu tine, dar te Da. întâlneai în fiecare zi când mergeai la lucru, sau cu colegul de muncă, cu șefii tăi ierarhici superiori în uzină Da. și tot. Deci îți păsa, efectiv îți păsa, și erai un angrenaj, o mică rotiță într-un ceasornic care funcționa. Acest ceasornic funcționa
cu mii și mii de rotițe. Și tu erai de fapt o rotiță în tot acest angrenaj care făcea totul, ca ceasul, ca atare, să funcționeze. Arate ora exactă. Da. Bun, acum nu mai suntem nici în starea, știți, se spune că și un ceas care nu mi-e stricat arată de două ori pe zi ora bine. Am senzația că acum nu mai suntem nici măcar acolo. Da, din păcate... Adică e o anumită tristețe, e... Da. Așa simt eu și parcă nebunia aceasta, pandemia care a venit din zi în zi, deci scoate din oameni lucruri pe care nu le-am bănuit niciodată. Cu toate acestea ar trebui acum să fim mai mult oameni. Exact. Deci suntem iarăși împărțiți, vacciniști împotriva, antivacciniști mai degrabă împotriva vacciniștilor. Trebuie să spun, primesc foarte multe mesaje în care mi se spune, voi care v-ați vaccinat veți muri, nu veți mai trăi, v-au pus metale, vă pun, prin calculator, păi da, avem telefoane, avem calculatoare, e simplu, nu e nevoie de niciun vaccin și, din păcate, România a ajuns într-un top tragic cu cele mai multe decese din Europa și cu cele mai puține vaccinări. Și am început foarte bine. Vreau să vă spun, vreau să vă povestesc că am cunoștințe foarte multe în străinătate. Da, da, da. Și ei s-au mirat foarte mult la început, la ei mergea foarte greu totul. Da. Germania, Austria, în centrul Europei și Franța și Anglia, foarte greu mergea. Veneau și se vaccinau la noi. Da, la noi mergea foarte ușor și mergea înainte. Deci la un moment dat eram noi cu mult înaintea celorlalte țări dezvoltate din centrul Europei. Și iată că acum, din păcate... Și vă mărturisesc, domnul Țigla, pentru că am fost astăzi într-un supermarket din oraș, am urcat până la etajul 2, am văzut doar 3 oameni cu mască. Da, așa este. Deci, și avem 130 de cazuri, 130 de internați, mult. Mai mult decât în primul... Da, primul. Da, când nu aveam vaccin, când nu aveam... Îmi spune Casian, avem un telefon. Vă rog să vă pregătiți. Alo, bună seara! Bună seara, doamna Anca! Bună seara! Dumneavoastră și tuturor ascultătorilor Radioului Inimilor. Domnule Iosef Ervin Țigla, vă iubesc! Vă iubesc pentru că existați și vă iubesc pentru cum sunteți, nu pentru cine sunteți, pentru cum sunteți. Și continui să o fac așa de câțiva ani, nu știu, 10, 20, 30, de când sunteți mai cunoscut, sunteți o minune de om. Și eu vă mulțumesc, eu personal, pentru tot ceea ce ați făcut și pentru tot ceea ce faceți și continuați să faceți. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să aveți copiii bine, să fie și doamna bine, să fim tot așa într-o mare familie. Și apropo de întrunirile acestea cu iz familial, eu vă primesc la mine în suflet pe toți. Vă primesc la mine acasă, în sufletul meu, pe toți. Am loc pentru toată lumea. Și acolo o să vă simțiți bine, pentru că am doar gânduri frumoase, doar energie pozitivă și încercăm să uităm de realitatea aceea cruntă, nu pentru că am trăit într-o realitate paralelă. Și măcar la această de seară să ne gândim la lucruri pozitive, pentru că românul se va trezi, știți, după ce își va da cu capul și de pragul de sus, se va trezi. Și asta se întâmplă peste tot, nu doar în țară. Aici au amenințat unii că intră peste noi în spitale să ne pedepsească, știți? Deci vin așa, ca trupele de comandă, să ne pedepsească. Abia aștept să văd pe unul de ăsta care vine să mă pedepsească, pentru că îmi fac datoria de om, în primul rând. Da. Și apoi celelalte. Dar voiam să vă felicit, doamnă Anca, pentru că am ascultat laudatio, un adevărat laudatio pentru domnul Țigla, pe care îl merită cu prisosință și dumneavoastră nu știu cum faceți, că ați crescut fantastic. Mulțumesc și mă bucură foarte tare și vă felicit. M-ați ajutat, m-ați ridicat. Nu știu dacă eu am vreun merit, dar constat cu mare, mare plăcere că ați crescut mult și uite că e posibil și nu doar la vârsta primei tinereți.
Deocamdată mă opresc aici și vă doresc să aveți o seară minunată acolo. Mulțumim. Și abia aștept să aud ce mai are să spună domnul Țiglea, pentru că vorbește o românească impecabilă, da. Spune lucruri pe care eu și eu le gândesc și le spune mult mai frumos decât le-aș putea spune eu. Doamne ajută România! Doamne ajută și vă mulțumesc foarte, mulțumim, foarte mult pentru gândurile pe care ni le transmiteți, nu numai mie, general oamenilor de bine din Reșița, din Banatul Montan și din România, fiindcă noi, așa, cum am spus mai înainte, de ceas, de rotițele ceasului, cu toții avem locul nostru precis în care suntem puși, exact, de bunul păstor pentru a fi parte a acestui angrenaj. Mulțumesc frumos. Doamne ajută. Mulțumim frumos, doamna Ana Popa, întotdeauna pe frecvențele și cu emoție și cu mult bun simț. Sunt oameni, sunt convinsă că printre ascultătorii noștri sunt mulți oameni care își doresc să rămână acolo, în familie, să depășim această criză. Este și o criză morală din punctul meu de vedere, ceea ce trăim acum. Bun, pe lângă cea economică, în sfârșit aceea era clar că va veni, dar nu înțeleg înverșunarea. N-am să o înțeleg niciodată. Oameni care au ieșit de la ATI să te sune și să spună voi vaccinații veți muri într-un... Bun, am înțeles boala, poate l-a speriat, dar de ce? Cu ce te face mai... Pe mine mă face fericită să aud cineva s-a însănătoșit, cineva, nu știu, a obținut un premiu, cineva e sănătos, altcineva face un record, nu știu, veștile bune îmi dau, mi-au oful de la inimă, cum să spun. Vedeți, în urmă cu câteva săptămâni am organizat în curtea Bibliotecii Germane o întâlnire cu performerii reșițeni, da, cu cei, da, au fost și invitați, au fost la, înainte de a veni la Laura, bibliotecă, da, au fost aici în studio. Este vorba de participanții efectivi ai Reșiței, da, și ai Banatului olimpicii Montan, noștri, olimpicii noștri, și discutam cu ei. Ar fi trebuit lumea să fie și pe stradă și să n-ai pe unde să arunci un ac. Da, din păcate, și sunt și ele, aceste persoane sunt cu adevărat modele. M-am uitat la Alina Vuc, am vorbit, da, cu Marius Cocioran, da, am vorbit și cu antrenorul său, că toți, da, trei, e vorba de Octavian Măzăran, toți trei au fost, da, singurii din Reșița și din Caraș-Severin, care au fost la Tokyo, la Olimpiada 2020, care s-a desfășurat din cauza pandemiei, da, 2021. Și chiar dacă n-au venit cu medalia acasă, au fost oameni și sunt oamenii noștri. Ne-au reprezentat, ne-au făcut onoarea ca acolo, când li s-au completat măcar formularele acelea, de unde ești, din Caraș-Severin. La un moment dat, chiar cum spuneți noastră, cu vaccinații și nevaccinații, Alina Vuc a primit mai multe mail-uri în care, păi ce, încoași, încolo, tu n-ai luat nicio medalie. Deci, efortul acestor oameni care n-au avut copilărie, n-au avut tinerețe, timp liber, da, timp de liber, sta la terase, deci nu știu ce înseamnă această recreere. Exact. Punem judecată de valoare, ca și la Simona Halep, să recunoaștem. Când câștigă, ea noastră, ce să... Când pierde, parcă ne-a luat nouă casa, când de fapt statul român nu a investit în ea, i-a adus tricolorul și a reprezentat România pentru că a vrut, vorbind de patriotism. Fata asta a crescut din banii familiei sale. Da, da. Părinții ei au investit neștiind dacă va ieși sau nu va ieși, dar și-au făcut datoria de părinți. Marius, Marius a venit acasă de la Tokyo. Și cine l-a primit? L-au primit copiii de la bloc. Deci copiii de la bloc au ieșit, deci, afară. Nu s-au oficializat. Oficialitățile și-au făcut treaba, da, lor. Deci, dar oamenii cum se ieșea, da, pe vremuri. Da, dar au venit copiii din scara lui, au venit și au cântat la mulți ani. Ce frumos. I-au făcut desene, i-au desenat. E, asta totuși ne arată altceva, că mai vine ceva sensibil totuși. Da. Acești copii au înțeles, deci, ceva. Eu m-am cutremurat când am, da, văzut fotografiile cea și mai filmarea. Sinceră primire, da, pe care a, da, avut-o. Copiii aceia au, da,
făcut-o din suflet, clar. Și regret și astăzi, le-am spus-o și lor, regret și astăzi că la acea întâlnire în curtea bibliotecii nu mi-a venit ideea că acei copii trebuiau să fie acolo. Da, meritau. Dar puteți face o altă întâlnire. O să facem copii o întâlnire și îi aducem merită. Și la radio. Acești copii sunt minunați. Deci fără să fie împinși din dreapta sau din stânga. Au făcut-o din suflet. Din suflet. S-au deci, bucurat. Sămânța e bună. Și au de stat, noi depinde. Au stat poate și noaptea să vadă că deci da seama, să urmărească. Să urmărească dacă cum e, cum și Marius a făcut un efort fenomenal dacă în urmă cu 5 ani la Olimpiada dinainte n-a reușit să ajungă la capătul cursei de marș. De data aceasta a făcut tot efortul și a ajuns. Și domnul Țirla, cât de bagă statul? Că am vorbit aseară cu domn profesor Sorin Pestrariu, care a luat la Balcaniadă o medalie de argint, fost sportiv în sfârșit. Și asta și spunea, cât mai investește statul în sport? În cultură, mă întreb eu. Nimic. Din păcate, noi condamnăm... Nimic. Era bună și Dacia de aia pe vremea. Asta vreme. Am vrut să spun, că noi condamnăm acum, prin toate mediile și unde putem, cântarea României, Dacia, dar... Fără cântarea României facem, nu era hrușcă, nu era facem nimeni. Facem altceva, că nu trebuie să dăm cu aceste denumiri pompoase. Facem altceva, dar trebuie să facem ceva și pentru cultura de masă. Exact. Că deci acolo, nu trebuie să facem... Acolo e pepiniera, cum nu trebuie să facem numai pentru vârfuri. Că degeaba de la vârfuri până la cultura de masă este o diferență. Nu e nimic. Da, și cum ați spus, deci dacă n-ai la bază o pregătire cât de cât, nu o să ajungi niciodată să ai oameni și foarte sus puși. Dacă un copil sport, nu merge cultură, la teatru până la 14 ani, nu va mai merge sau va merge, dar nu va înțelege nimic. Așa. Am făcut astăzi un interviu cu actorul Valentin Teodosiu, pentru că am primit o frumoasă vârstă mâine la Boema. Doamne, are o tristețe pe care n-am putut să-i o... N-am avut argumente să-i o îndepărtez. Pentru că vorbea de teatru artă, vorbea de filme artă pe care le-a făcut, vorbea de respectul în un ATC când trecea un profesor și te lipeai de zid, o vedeai pe Olga Tudorache și îți îngheța sângele, dar în alții, e Olga, sunt cu ea față în față. Venea maestru Beligan la facultate și ne ținea tot felul de conferințe. Dumnezeule, chiar ziceai, clipă, stai, oprește-te, ești atât de frumoasă. Lucruri care pe mine mă țin în viață, vă jur, deci nu mint cu nimic. Ori acum vedem stand-up comedii, nu e teatru. Nu e teatru. Se devalorizează, se compromite, mai bine spus, ideea de teatru, pentru că în cultură nu se investește, în sport nu se investește. Sănătatea, uite, a făcut comunitatea un spital. Cinste lor, astăzi sunt 100 de zile. Deci, tot respectul pentru oamenii. Vreau să felicit pe Lili Gherghe. Așa cum a fost ea, a fost birul de acolo, dar nu se putea fără ea. Sincer. Da. Și îmi pare rău și ea m-a chemat, dar anul acesta n-am putut să fiu alături de ea. Am avut alte lucruri care trebuia să le rezolv, dar cu sufletul și cu inima am fost alături de ea. Și mă bucur pentru fiecare realizare a ei. Da. Cu, așa cum Lili, deci este... Cum este trage, ea? Ea nu încearcă trage, să pară ce nu este. Da, este trage un după nou, ea și... Da, are și puterea unui bărbat, are așa și... Este. Deci eu n-aș fi putut face ce a făcut ea, nu rezistam. Jos pălăria, trebuie să spunem cu adevărat și să-i mulțumim Dumnezeu că avem oameni din aceștia în societatea noastră în care trăim. Și a adunat și de rușine, de nerușine s-au dus oameni importanți și au donat pentru că la un dar le era frică de gura ei, trebuie să o spunem, dar nu pentru ea acasă. Nu, că n-a adus pentru nimic noi acasă. Toți. Făcut ce pentru se noi. Nervii, oboseala a pentru adus noi acasă. A făcut, pentru și noi bani mai fiecare. Puțin. Și bani mai puțin, pentru că săraca a trebuit să meargă să ia nu știu ce a scos. Uite, zice bine Casian, mii de sportivi din toată lumea concurează și nu reușesc măcar să se califice la Olimpiadă. Și zice foarte bine, mulțumesc Casian Șerban. Din cabina de emisie, iar noi pe cei ce am avut nici poate, nu știu ce să zic, dacă nu ne vom întoarce la respectul pentru valoare, dacă nu vom cultiva valoarea, dacă nu vom cultiva dialogul elegant, frumos, nu circul pe care îl vedem acum, inclusiv între politicieni,
polemica e cu totul altceva. Polemica dintre Țuțea și Cioran. Bun, vorbim deja de alte sfere la ora aceasta. Da, este... atunci în curte am reușit să adunăm toți factorii care s-au implicat în sportul reșițean. Au fost reprezentanții primăriei, da. A fost reprezentanții Centrului Universitar UBB și noi. Și a fost o întâlnire de suflet. Toți cei trei care ne-au reprezentat, vă spun că la un moment dat le-am putut citi și lacrimi în ochi. Emoții. Și vă mai spun ceva, ceea ce nu mi-a venit mie să cred la un moment dat. Le-am oferit acea medalie pe care am realizat-o acum cu prilejul celor 250 de ani. E foarte valoroasă, da. Acea medalie într-un număr limitat de bucăți am realizat. Singura medalie anul acesta care a fost dedicată împlinirii jubileului reșițean. Și vreau să vă spun că acolo, în curte, în timp ce fiecare mai vorbea sau ceva, la sfârșitul întâlnirii le-am dat această medalie. Și Alina Vuc a luat-o din acea cutie, ambalajul, da, în care era medalia, a luat-o în mână, ea n-a văzut că eu m-am uitat. Da. Și deci am observat că pentru ea acea medalie venită de la Reșițeni, da, de acasă, înseamnă enorm. Înseamnă foarte enorm. Exact. A întors, s-a uitat la ea. Vă dați seama câte medalii are. Reacția lui Bogdan Piperiu. Câte medalii are Alina Vuc? Da, asta e cu suflet. Și am aflat după aceea că cea mai mare bucurie, sigur, și toate restul darurilor au fost importante, dar pentru ea, pentru sufletul ei, acea medalie. S-a uitat la ea în dreapta și în stânga. Și, deci, medalii de aur, medalii de argint, de bronz. Da, e o campioană. Deci, Alina Vuc are... este a României, a Europei. Da, da. Deci, s-a uitat și s-a bucurat pentru medalia aceea. Pentru că de multe ori nu realizăm, știți cum este, și uneori, poate vi s-a întâmplat și dumneavoastră, mie mi s-a întâmplat, să scrie cineva sau să te sune cineva când îți vine să urli că ai nevoie să vorbești, să scrie cineva câteva rânduri. Cât de mult contează, te scoate de la nec faptul că o persoană, nici nu mai contează, de multe ori nici nu te vezi, poate nu te vezi ani de zile, îți scrie două rânduri, vorbești două, trei minute, te-ai liniștit. Și dacă îmi permiteți, să spun acum, să transmit o medalie din aceasta, există la Biblioteca Germană Alexander Tiz și pentru doamna Popa. Frumos. Din Italia. Bravo. Când vine, eu deja am pus-o la o parte. Acum trebuie să-i spun. Deci felicite. Când vine doamna Popa, doamna Ana Popa, când vine în România, acasă la ea, la Reșița, ne vom întâlni și va primi. Medalia. Da. Frumos. Și poate o facem o întâlnire aici, în studioul dumneavoastră împreună. Da, și îi dați aici medalia într-un... Da. Deci, doamna Popa, aici vă invităm să ne anunțați din timp când veniți acasă. Da, foarte frumos. Felicitări pentru acest gând, pentru că este extrem de important. Deci, ne întoarcem că avem nevoie de sensibilitate, avem nevoie de bun simț, avem nevoie de stimă de sine, dar toate astea, și mai ales pentru cei tineri care ne ascultă, nu le vom realiza dacă nu ne stricăm puțin dioptriile pe niște cărți, pe niște spectacole de teatru bun, pe niște filme bune, urmărind în niște posturi media care nu ne mint și care nu promovează grobianismul și prostituția, pot să spun, fără niciun fel, morală și de toate felurile. Eu, copil fiind, ascultam teatru radiofonic, vedeam teatru la televizor, îl vedeam pe Iosif Sava la început, n-am să uit, Dumnezeu să-l odihnească pe bunicul meu, că mă punea și zicea, uită-te că e o emisiune bună. Și la început, na, eram mică și nu înțelegeam și pe urmă nu mă mai putea trage de acolo. Mă spuneți de emisiuni, acum vorbim, nu facem reclamă nimănuia, no, dar Eugenia Vodă. Eugenia, Marina Constantinescu, da, Nocturnele. Da, Nocturnă. Sau Profesioniștii și Ionu Ștefănescu. Și emisiunea aceea de dimineață, la micul dejun,
nu știu pe ce program e, care are oameni de importanță. Da, da. Ai, garantat 100%, da, la fel. Da, da. Emisiuni de... Din păcate sunt și câteodată la niște ore în care publicul larg, ca să spunem așa, nu are... Mie îmi convine că atunci automat se culcă din familie cine de exemplu, nu... De exemplu, soția mea nu se culcă niciodată înainte de a vedea sâmbăta profesioniștii. Da, da, doamna Eugenia. Și chiar dacă, și chiar dacă sunt în reluare, de fiecare dată înveți ceva nou. M-am uitat în reluare la cea cu Demrădulescu, exemplu, cu dar regele Mor. Are ceva, 20 de ani de la... naștere sau ceva au fost zilele acestea, ceva, ceva a fost cu Demrădulescu. De la, da. Cred da. Că de la naștere, 90 de ani, nu? Da, da, împlinea 90 nu? De ani. Acum, în zilele acestea. Când spune el despre regele moare și vine servitoarea de la piață și ai urcat 240 de scări, da, am obosit și ai văzut roșii, am văzut roșii și am văzut vinete, ai văzut vinete. Aici este toată esența acestor timpuri. E sănătoasă și poate să se ducă. Mai spunea Cioran când, înainte de a pleca de pe lume, când s-a întâlnit cu un cetățean francez, pentru că el când s-a îmbolnăvit și l-a întrebat, dumneavoastră sunteți Cioran? Și el a spus, am fost. Am fost și la mormântul lui Cioran, am fost și la mormântul lui Eugen Ionescu. Eu, Paris. Dacă voi câștiga o dată un premiu mare, atâta vreau să văd cimitirile din Paris. Am fost la Tristan Țara, tot acolo mormântat. Același cimitir. Și, bineînțeles, marele Constantin Brâncuș. Și deci Enescu este... Da, toți sunt mormântați în același cimitir. Enescu. Da, dar ceilalți au fost în același cimitir. Îi dedicăm un festival la 100 și ceva de ani de la naștere și adunăm din toată lumea. A venit și Angela Gheorghiu și a lansat o carte la Teatrul Odeon, moderator doamna Marina Constantinescu, care îi spunem la mulți ani, mâine este ziua domniei sale, să ne trăiască, să ne bucure în continuare. Și dacă îmi permiteți, vreau să transmitem un la mulți ani, nu știu dacă ne ascultă sau nu, domnului doctor Iosif Sărcășan. Sigur, din toată inima îi dorim multă și sănătate. Și îmi pare rău că a avut un necaz în familie, a pierdut mama, n-am știut, am aflat târziu. Dar să-i dea Dumnezeu să vindece și mame și tați și părinți, pentru că e un om de mare caracter. Așa l-am cunoscut și așa cu imaginea aceasta voi pleca, un om care echilibra întotdeauna, era omul care... La mulți ani. Să ne trăiască, să fie sănătos, să fie sănătoși cu toții, toți care ne ascultă acum și toți care ne vor asculta în continuare, să ne trăiască. O lună frumoasă, o lună septembrie, copiii mei sunt născuți, cu excepția lui Milan, sunt toți, tot septembrie sunteți un val puternic. Am fost foarte bucuros, Răzvan m-a sunat din Germania să-mi spună la mulți ani și m-am bucurat foarte mult. Mă bucur că nu și-a pierdut... Știți cine sunt? Herzigla, cine sunt? Răzvan! Păi, amintiți-vă, eu am imaginea lui Răzvan și a lui Alex, când erau mici. Pe urmă, cum au început să trăiască, pe urmă, mi-a rămas în suflet. Va vedea și Răzvan acum la fiul lui... cum este, pentru că poate multe nu le-a înțeles, dar sper să... Ei au fost o clasă extrem de bună, copii foarte buni. Foarte buni la toate. Toți, au fost toți. Și în activitățile extrașcolare au participat N-au la toate. N-au avut o vedetă. Toți au fost vârfuri. Așa este. Toți au fost vârfuri. Și nu s-au invidiat. Și asta datorită dumneavoastră. Au crescut prieteni, ei își spuneau, ei erau o familie, de altfel nici care nu cred că avea în altă parte. Unde ieșeau toți și vă mulțumesc, v-am mulțumit și vă voi mulțumi cât voi trăi, pentru că le oferați la forum activități în așa fel încât nu au luat contact cu viața de după blocuri. Am încercat. Acum avem că o... toți sunt realizați, domnul Țirla, absolut toți în țară și majoritatea plecați, dar toți sunt realizați. Acum avem o clasă la Colegiul Național de Acolo, știți, care acum se află în clasa 5-a,
în care iarăși avem mai mulți dansatori, da? Mai avem tot așa apropiat față de genul lor și care iarăși fac de toate. Fac de toate foarte bine. Bravo lor, uite vedeți că apare când la o distanță de... Deci nu că fac numai așa din ceva, numai ca să se facă. Nu, fiecare lucru care îl fac, îl fac așa bine. Așa erau și ei, da, da. Așa erau și ei. Da, da, foarte uniți. Unii mai mari ca ei au ajuns profesori, cum e Sonia, nu? Da. Sonia Arvoica e deja dascăl, mai mare cu 2 ani ca Răzvan, dacă nu mă înșel, generația Soranei și a Ralucăi. A trecut timpul, eram tineri. Eu nu pot să uit nici pe prima învățătoare a lor. A fost frumos, multe amintiri și toți dascălii. Adevărul este că mulțumesc și colegiului Diaconoviștiți pentru sufletul pus. Eu nu am ce să reproșez acestei școli, pentru că Răzvan a făcut din clasa 5-a până în 12-a. Alex s-a făcut din clasa 1-i. Clasa, da, din grădiniță. Din grădiniță. Deci tot, Răzvan au fost la grădiniță, s-au despărțit când s-au mutat o parte la Generală 8 și după aceea s-au reunit în clasa 5-a. Și copii foarte, foarte buni, practic și la bacalaureat au avut medii mult peste... Sigur. Asta e, acum sunt oameni maturi, sunt oameni mari, sunt mie, eu îi văd tot copii. Au venit copiii la aniversarea dumneavoastră. Au fost și m-am bucurat foarte mult. Ce bărbat e Alex, da, să-l ai pe copiii tăi, pe fiul și pe Nora la un ceas aniversar așa de frumos. Da, bravo. Au venit toată noaptea, au mers cu mașina ca să ajungă să fie acasă când mi-am lansat eu cartea Destăinuirile, volumul 4, și au fost și ei prezenți în curte. Am văzut, au fost... Îi mulțumesc Danei Bălănescu că este un jurnalist de teren, transmite în timp real, acolo unde nu poți să mergi. Îi mulțumesc pentru acest lucru și am văzut fotografii și filmulețele doamnei Dana Bălănescu. Un om de altfel extraordinar, un suflet. Îi mulțumim și Danei. Da, un suflet. Dacă ne ascultă din ne-a toată trimis inima. Mesaj, ne ascultă, da? Clar, da, din toată inima îi mulțumesc pentru această prietenie. Eu i-am spus odată că parcă ar fi sora mea cea mare. Și de fiecare dată când îmi trimite o fotografie de la vreo acțiune sau un gând bun, îi spun mulțumesc sora mea, mulțumesc. Da, să știți, se bucură da, foarte. Da, e unul cu suflet. Spune, dragii mei, întâmplător am dat azi de un interviu cu Romulus Vulpescu, am și postat și am redevenit optimistă. Valorile culturale nu țin de regimuri. Azi e ziua lui Dem în 21. Da. Mulțumim. Da, 90 de ani. Da, atât timp cât avem profesioniști și oameni dornici ca voi și alții, din fericire, rezistența prin cultură ne salvează din nou. Mare dreptate are. Cine a scris? Doamna Dana. Da, da. Mare dreptate are. Da. Mihele Bordan Andrei, felicitări pentru emisiune. Domnul Ervin Iosef Țirlea este un mecen al culturii din Banatul Montan. Când spui cultură în Banat, spui Ervin Iosef Țirlea, corect? Deci am rămas umil, pot să spun așa, în momentul când domnul Bogdan Mihele mi-a transmis că duminică, în cadrul Sfintei Liturghii de la Doman, se vor ruga toți pentru sănătatea mea și pentru sănătatea copiilor. Copiii, de ce? De ce spun asta? Fiindcă tot în 19 septembrie ei s-au cununat în urmă cu 6 ani. Da? Căsătoria lor a avut chiar loc și la alte case mare lor de ziua uneia din părinte. Și s-au rugat pentru sănătatea mea. Ce frumos. Al lui Alex și lui Dumitrița. Din inițiativa proprie, deci nimic un om extrem de sufletist, extrem. Da. Mai scrie, mi-exprim profundul respect față de domnul Ervin Iosef Țirlea, o persoană cu profunde sentimente față de haimatul drag, pe care slujește față cu
cu abnegație de zeci de ani. Activitățile Forumului Democratic al Germanilor din Caraș înscriu o importantă pagină de istorie în analele culturii bănățene, corect? Și o tânără ascultătoare, Dia Alice, a fost aici și a invitată la prietenul de la 2020. Felicitări pentru ceea ce faceți, la mulți ani, domnul Ervin Iosef Țidla, să vă dea Dumnezeu multă sănătate, bucurie și multe împliniri să aveți în continuare. Frumos gest, mulțumesc, un copil mulțumesc. De 20 de ani, mulțumesc. Bine crescut, cu mult bun simț, o fetiță care... O cunosc, a fost și la acțiune. Un copil de bun simț. Da, da. O să vorbim și în partea a doua, mai avem un minut, băieții ăștia sunt tare zgârciți cu mine, a venit și schimbul lui Casian, Gabi Goruian, suntem pe mâini bune, doi profesioniști, doi oameni în primul rând, doi oameni cu suflet, niște colegi pe care îi respect și țin foarte mult la ei și îi ascult, nu-i vreau să-i supăr, cât mai avem Casi total? Cât? Gata? 30 de secunde mai avem. Prietenii, rămâneți în continuare cu Radio România Reșița, n-am putut negocia mai mult timp. La ora 22, Tiberius Adam, colegul meu, ne prezintă știrile de lângă noi. Îi mulțumim pentru acest lucru și după aceea ne reîntâlnim cu distinsul nostru invitat, o poveste de om care trebuie apreciată și respectată.